care s-au gândit că ar putea să fie de ajutor lucrării și mai ales oamenilor nicăjiți și în alt fel. Așa că, la începutul acestei luni, au venit în județul Sălaj și m-au rugat să-i însoțesc, să vizităm mai multe localități, biserici, localități în care, prin intermediul bisericii locale, să ofere un ajutor familiilor cu nevoi.